Stă cineva aici? Stătea antifa aia. Te-a încurajat cineva, dar e un mod de ești amuzant și ce-a la impostă. Din potrivă! Toată lumea zice că n-am umor și de-aia am venit. Poate am umor. Hello! Hello! Hello. Speri asta e a ta? Nu este a mea. Ah, putem vorbi în ce limba dorești. Ah, româncă, de bine. Am găsea că ești din altă țară. Dar în gașca ta ești... Nu am gașcă, dar cred că dacă aș avea, aș fi. Nu știu nici bancuri. Ești din România, București? Nu, sunt din România, Cluj. Cluj, nu bine, mă. Nu, no, și ai venit tocmai de acolo ca faci? Să... Am venit ca să-i aduc înapoi domnului Chelu un negativ pe care l-am furat. Opa! Opa. Dar nu arăți și... ca și cum o să fie un negativ al lui Chelu acolo. Da! Ți-e frică de Chelu? Mi-e frică doar de faptul că o să-mi ceară negativul înapoi. Atât. Păi nu știu cum e ca om. E om? Dar recit o poezie. Încerci să o faci mai bine pe flow? O dau. Practic am venit să recit o poezie. Poate e amuzantă, poate nu. Când eram mică nu recitam la sărbări și am această frustrare. Și acum aș vrea să văd cum e dacă reciți. Am obosit un pic, dar nu... Te-ai simțit pe scenă să-i spargi? N-ai văzut doar una pe mine? Nu. Nu ai văzut? Vanghelie, l-ai văzut pe Vanghelie? I-am spart în terminat. I-am... Felicitări! Nu. Am o vulcanizare. Și te ocupi personal sau...? Da. Merge foarte bine, e mobilă. Le schimb între ele. Mie mi se pare că o femeie nu e niciodată prea murdară. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Patricia Nedelea! Bună seara! Bună seara! Dacă știam să cânt la Nai, acum eram la emisiunea Nai Umor. În copilărie aveam o voce foarte frumoasă și cântam în corul bisericii. Mi-am pierdut-o odată cu operația de schimbare de sex. Și nici preotul nu m-a mai plăcut după aceea. Prietenul meu mă obligă să-i fac sex oral în fiecare zi, ore în șir. Nu pentru că aș face-o bine, ci pentru că în felul ăsta mă împiedică să cânt. Așa că nu o să vă cânt nici vouă în seara asta. Aoleu! Curaj! Voi recita ceva pe un negativ mai vechi furat de la domnul Chelu. Costică! Hai, muzica, te rog! Costică! Așa-l cheamă pe maestru? Râzi ca flegma la TBC și... Ciorba la lăsare să moare. Uneori mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă făceam altceva. Hai, cum, da. Era altceva. Dacă eram polițistă, eram mai optimistă. La ora asta nu mă durea nici în... De mă chemai la tine și insistai ca Biolbanu, te-aș fi fercat așa însă pe spate cu bulanul. Dacă eram bucătăreasă, ți-aș fi zborât în zeamă. Așa? Las-o. Hai, vorbește în continuare. Las-o, hai. Dacă eram actriță, făceam zilnic o dramă. Dacă eram bucătăreasă, ți-aș fi borât în zeamă. Dacă ți eram secretară, ți-aș fi înțepat seiful. Dacă eram striptoză și apăreai, mi-aș fi dublat tariful. Dacă eram o casnică tristă, fără serviciu, nu m-aș fi dat înapoi de la mai niciun viciu. Dacă eram contabilă, te înșelam fiscal. Dacă eram șahistă, te înșelam cu un cal. Dacă eram o țață și tu erai soțul cioșală, te otrăveam cu micii când ăia mici erau la școală. Dacă eram o deputată și aveam imaginație, te-aș fi făcut să plângi ca un copil dintr-o felație. Dacă eram o feministă, ți-aș fi demonstrat că ești un porc, un misogin și un rahat ratat. Dacă eram o piții, ziceam ce bine mai fi, iar tu ca boul chiar mai fi crezut. Dacă eram o criminală, n-ai fi bănuit, frate, și te lăseam să gemi în beci cu un cuțit în spate. Dacă eram masăză, nu ți-o trăgeam de naibii și, în general, n-aș fi fost fata moșului, ci fata Bati. Dacă eram o jurnalist, te-aș fi înregistrat și m-aș fi dus la DNA să te dau un...
Dacă eram maică, ta știu că aș fi regretat că m-am luat cu vorba și nu te-am avortat. Dacă vindeam țigări la chioș, mi-aș fi lăsat mustață doar ca să-ți fac de dimineață greață. Dacă eram infirmieră și tu dușeai din tot rărunchii, luai cu lingura soluție de omorât păduchii. Dacă eram taximetristă, te-aș fi dus la pădure și te lăsam acolo un gol cu leg în mure. Dacă eram... Dacă eram... Dacă ai fost... Dacă eram asistent, dacă eram asistentă, mă mișcam sexy prin spital să-ți sară pulsul și să nu pot să respir normal. Da, e try not to laugh challenge. Dacă erai la pat paralizat, ți-aș fi citit bancuri cu... Dacă eram tebecistă, ți-aș fi scuipat pe... Asta e în ciclu, lovește-mă și vorbește-mi urât. Dacă erai hipster, spuneam guma în barbă. Dacă erai un onanist prin parc, te fugăream prin iarbă. Dacă erai băiețaș și te dădeai cu... Luai poșetă de la hoț până făceai pârnaie. Dacă intrai la bulău, ar fi fost doar din vina mea, dar trimiteam acolo un rozeu pentru rozeta ta. Dacă eram speaker motivațional, te-aș fi făcut să asculți, să-ți iei viața în și să-ți o... Dacă... Wow! Wow! Bă! Nu să cred! Femeile astea au nebunit, bă! Au nebunit! Vai, ce urât, dar aceste cuvinte să vină dinspre o doamnă atât de simpatică și de micuță și de... Dacă... Cam poetă. V-aș fi spus o poezie să-i placă doar la hashtag mătarece și hashtag... Bă, bravo, Chimica!